Unde era aici? Imediat după trecerea de pietru și uite la colț. Mașina pusă la... Nu, să vadă și ăsta. Să vadă. Uite. Parcometru, da. Da. Și să vedem câte au, ia. Să vedem câte au. Ia. Nu e. Nu e. A, dar astea ce sunt? Audi, a, e Audi, da? A, ăla are, da, are Audi. Ăsta are, ăsta n-are. Ia uite, ăsta n-are. Are decât vinietă. N-are. Uite mai încolo. Uite mai încolo, ăla n-are, ia uite-l. Ăsta n-are. Și ăsta n-a blocat calea de acces, ia uite. Ăsta, taximetrist nu blochează calea de acces și ăla de acolo la fel. Ia uite, îmi gătește și ăla de pieton. Eu să văd și unde are. Uite, mie vă pământ. Are vinietă. Astea sunt care sunt. Și majoritatea daci. Uite, proprietate privată, uite acolo, ușor, proprietate privată, spune ce ai ridicat-o. Îți spui mă de ce ai ridicat-o? Filmează. Dă-mi telefonul. Să vină poliția. Să vină poliția. Cine ești tu să mă piști? Băi, termină-te, mă, nu mai piști tu pe mine. Mă, nu vorbi cu mine. Ce, dar tu cum vorbești cu mine? Ești apărbă. Nu ești deloc afară, uite proprietate. Uite, acolo e proprietate privată. Cu aia te descurci cu poliția aici. Nu mă descurc deloc cu poliție. De ce ai ridicat-o? Spui și mie de ce ai ridicat-o. Băi, de la urmă, pe mine. Băi, spui de ce ai ridicat-o? Băi. Doamne. Ce? Doamne. Filmează. Filmează. Îmi spui de ce ai ridicat-o? Da, vreau să văd în fața aceea. Uite, mie, pe mine mă întreb. Da, pe cine? Fața m-a adus așa aici. Da, doamne, eu fac ce-mi păpune poliția. Care poliție? Uite, sunt dactilul la dumnealui. Care poliție? Să vine să vină văd. Dactilul la dumnealui. Vreau să văd pentru ce proprietatea mea privată sunt mai bună. Doamne, eu atât sunt simplu șofer. Da, bă, că ai gura mare pentru un simplu șofer. Da? Da, te filmez proprietatea mea. Îmi filmează proprietatea mea. Filmez proprietatea mea. Uite proprietate privată și a ridicat-o. Ce ai căutat să ridicăști proprietatea privată? Datorită unor procese verbale date de poliția. De poliția care? Spuneți, unde mi-e diplomatul din mașină? Cu actele și cu ștampila firmă. Unde e diplomatul? Unde e nene diplomatul cu actele și cu ștampila firmă? Simată! Zii, nene! Zii, dumneata! Eu nu vă spui ăstea, se cheamă-l pe ăla de acolo! Ia cheamă-l pe acolo, pe ăla. Păi, da, bineînțeles! Pe unde se intră? Pe partea aia, pe aici. Pe aici.
Ia, nu, ca ce? Pe unde, mă? Ești nu, uite aici, la geam. Mă, te-ai la geam. Aici, aici. Vreau să văd și eu de ce mi s-a ridicat mașina. Pentru că am taxele plătite la zi. Am fost parcată regulamentar. Da. Dar diplomatul meu unde este din mașină? Cu actele și cu... Cine o sigilă? Stai așa, da, da, păi văd că nu e diplomatul și cu... Ei, mă fi la ei. Da, să vedem cum își permit să intre să deschidă mașina mea. Și să-mi o ridice, sunt... Poftim? Bă, că nu mai... Ai, nu-și permite, dar cum își permite să-mi o ia din parcare? Da? Probabil. Și pe alealte de ce nu le vede? Care n-au vinietă? Nu, deci noi, da? Nu știți, că știți ce spune, sunt un simplu angajat. Da? Noi am filmat toate mașinile care sunt acolo. I-am spus lui Pop, băi, fii atent că ăsta în față la strada, curt, are 5-6 mașini la vânzare. Ia-le de acolo, zic că n-am unde să-mi parchez mașina. Da? Dar văd că nu se ridică. Al lui nu se ridică. Nu se ridică. Da? Păi nu, că vi le arăt, nu-i asta, că eu vă dau o judecată, dar nu voi trebuie. Deci... Dar nu trebuie să ce, domnule, mi-e mașina, ci că nu trebuie să aiurea mei. Aiurea mea aici, că am luat-o eu. Hai, acum dați vina unul pe altul, nu eu, ăla. Deci nu știu. Deci eu vreau să-mi demonstrați, domnule. Uite aici, mașini, trase numai. Să-i văd că eu n-am reușit să găsesc pe niciunul. Hai să înțelegem procedura, da? Deci cine dispune? Da? Așa, bun. Bun, aș tare vreau să văd și eu care au fost motivele, ca să am și eu, ce nu vreau, nu pot să-mi schimb și eu mașina, să-mi iau și eu o mașină, cam, păi văd, dar cine nu mai daci, uite pe partea să mai daci, deci asta.